și de partenerii acestui program, partenerii de care ne numărăm și noi, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Pentru noi, ca asociație, faptul că am ajuns să semnăm o înțelegere de colaborare cu Ministerul Culturii, minister care ne are în subordine din punct de vedere profesional și metodologic, și cu Fundația AIREX, cu care construim împreună, în calitate de partener, programul Biblionet. Pentru noi este un moment foarte important și este un nivel, cel mai ridicat nivel de colaborare pe care asociația noastră, cei 21 de ani de acum de existență, l-a avut cu Ministerul Culturii și în perioada respectivă. Am avut colaborări în cadrul Comisiei Naționale a Bibliotecilor, dar așa, un protocol de colaborare concret pe câteva obiective care vor avea impact asupra dezvoltării bibliotecilor publice, nu am avut până acum. De aceea vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru deschiderea pe care ați arătat-o de la început față de bibliotecile publice, pentru faptul că, deși programul dumneavoastră este destul de aglomerat, v-ați făcut timp să vă ocupați și de noi, să ne răspundeți la solicitări și prin specialiștii dumneavoastră, prin, din Biroul Cultură Scrisă Biblioteci, pentru care iarăși vă mulțumim că l-ați numit așa, reușim să facem pași importanți în dezvoltarea bibliotecilor. În momentul de față ne angajăm împreună să dezvoltăm servicii de înaltă calitate în bibliotecile publice, servicii pentru care bibliotecile sunt pregătite prin programul Biblionet, pentru că de fapt ele sunt în relația comunității cu tehnologia avansată, bibliotecile publice sunt veriga care facilitează această relație. De asemenea, ne angajăm împreună să ajutăm și specialiștii bibliotecari din bibliotecile publice să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică, să poată să asigure în permanență, nu numai pe perioada programului Biblionet, și în continuare să poată asigura asistența necesară pentru publicul care intră în biblioteci și pentru a-și putea desfășura activitatea la cotele pe care le cere dezvoltarea tehnologiei în momentul de față. Cam atât din partea mea. Suntem aprobate și domnul Paula Andrebaran să ne spună din partea programului Biblionet, Fundația IREX. Da. Bună ziua! Eu sunt cea mai onorat să fiu aici din cauza că avem pentru prima dată și utilizatori. Eu vreau să reamintesc toți din sala asta că acest parteneriat semnat înseamnă de fapt și de drept un parteneriat de trei grupuri care vin împreună ca să servesc pe dumneavoastră. Asta este jobul nostru. Noi trebuie să creăm serviciile pentru utilizatori care să fie la un nivel de calitate care doriți voi. Noi suntem plătiți, venim și cu munca uneori voluntar, ca să putem aduna ideile, ca să servim pe voi mai bine. În același timp, nu poate să fie un demers singular, numai noi spre voi. Voi trebuie să spuneți și ce doriți și ce nevoie aveți în comunitățile voastre, cu bibliotecile voastre, ca să putem și noi dezvolta serviciile, care sunt un standard acceptabil pentru voi. Clar, Biblionet acum ca un program, avem un mare noroc că Fundația Bill & Melinda Gates a hotărât să ofere România aproape 27 de milioane de dolari. Noi cu banii asta o să dotăm peste 2000 de biblioteci publice cu calculatoare și administrațiile publice locale va plăti costul internetului ca să putem oferi mult mai mulți români acces gratuit la internet. Biblioteca publică tradițională până acum a servit două nevoi majori. Unul cultural și al doilea intelectual. Cu internetul, asta se dezvoltă în mai multe laturi, dar oferă și alte posibilități. Și unul dintre lucruri care am avut o oportunitate să vorbesc cu domnul ministru